Ajungem la primul moment important la nivel mondial, da? Mă refer la mondialul de la Fort Worth, da? 1979, două medalii de aur, o dată cu echipa, o dată la sol, da? Faimosul exercițiu cu Sania Cuțurgălăi, anul în care România obține prima medalie pe echipe, prima medalie de aur, învingând în premieră echipa sovietică, da? Da. Un moment triumfător și pentru noastră. Da, Cum? Ce v-a rămas în suflet de la competiția aia? că ne-am luat bătaie la sfârșit. Când ați luat bătaie, Da. fantastic. Deci, pentru mine, e foarte greu să explic la oricine, pentru că eu simt ce simt eu. Eu am trecut prin ce am trecut eu. Deci, de la atâtea bătăi și înfometări și de toate, eu am fost fericită că am scăpat de la concurs fără bătaie. Că am zis, Doamne ferește, dacă o să cad de pe bârnă sau dar numai o dezechilibrare sau dacă o să ratez, știam că e sfârșitul lumei, că ne bătea până-i lumea. Erați clienta preferată, cam asta este. Păi așa se zice. Nu știu dacă pot să spun, dacă nu pot să spun de treaba asta, dar de origine tatăl meu este neamț, mama e unguroaică. Deci eu am fost jumate nemțoaică, jumate unguroaică. Eu m-am născut în România, pentru mine eu sunt româncă. Dar atunci, cum a fost politica, au fost un pic mai diferit. Deci, Așa au stat lucrurile atunci. așa au fost. Noi n-am știut prea mult, că am fost copii. Și când am fost noi în lotul național acolo, noi am fost ocrotite de tot ce se întâmplă. Noi habar n-am avut de ce se întâmplă în politică sau de ce e așa sau de ce e pe dincolo. N-am știut absolut Trăiați nimic. într-un glob de sticlă, Dar practic. sigur. În timpul exercițiilor, când erați în competiții, mă refer acum, nu discut de antrenamente, care sunt un alt film, da? Când erați în competiții, pe aparat, da, la sol, la paralele, la bârnă, aveați în permanență, în sânge, această teamă care vă curgea prin vene că orice pas greșit poate însemna o bătaie soră cu moartea? Aveați în permanență acolo în concurs această temere? Dar sigur, întotdeauna, la fiecare concurs, la fiecare mișcare, la fiecare aparat, ne gândeam că, Doamne ferește, dacă pic acum trebuie să mă duc să ne prezentăm la baie. Că ne-au spus că cum termin exercițiul, dacă ai făcut ceva rău, dacă ai stricat la ceva, vii jos de pe podium și ne vedem în baie. Și am luat o bătaie până în lumea în baie. Și după aia au zis că nu, acum să te gândești să faci aparatul următor mai bine. Acolo era, adică ăsta era scenariul, da? În baie Da. se întâmplau toate, Da. adică să nu existe martori, da? Erați doar dumneavoastră cu Bela, nu? Sau cu Marta. Da, sigur. La Olimpiadă, când am căzut de la bârnă, pe am căzut că tremuram În 80 vorbim, în da. 80, da. Aș fi putut să câștig bârna la Olimpiadă, dar am căzut la un element la care probabil l-am căzut de două ori în viața mea. Dar acolo, cu atâta teamă, că mi-am pierdut și mințile când am concurat. De teamă să nu mă bată și să nu mă înfometeze. Și m-am dus în vestiar, m-am dus la baie și Marta m-a așteptat acolo și am luat o bătaie. Gheza au venit și m-au salvat. Domnul Pojar, să zic așa. Da. Deci Marta, da, a fost cea care a acționat la Moscova. Ce înseamnă? Adică vă bătea cu palmele, cu picioarele, vă trăgea de păr. Ce vă făcea? Cum acționau Păi, oamenii ăștia? cu ce apucau? Cu ce apucau? N-aveați nicio modalitate de apărare. Nu. Erați Eu odată am un vrut ghem să de mă apă, încasat. odată mi-am ridicat mâna că deja mă durea unde mă lovea. Tot după cap, Bela îmi dea palme cu mâna, are o mână foarte mare și grea. Atât am durut acolo în spate că am vrut să mă apă, să-mi pun mâna acolo, mi-o lua mâna. M-a bătut și mai tare că zice că ești proastă, că nesimțită, că ce te aperi. Ce era în sufletul dumneavoastră după momentele astea? Vă simțeați distrusă, mi închipui. Păi noi am vrut, Vă eu am vrut intra să să, intrați în pământ. eu am vrut să mă sinucid la vârsta de 13 ani. Vai. Nu mai țin minte exact cu două fete, cred că a fost Marilena și cu Melita sau cu Rodica, că ne-am dus la gară, la Deva, și am vrut să ne aruncăm în fața trenului. Toate trei? Da, ne-am ținut de mână, dar am fost micuțe, slăbuțe și când am văzut trenul la mare, când a venit, V-ați impacientat. eu m-am gândit, Doamne ferește, păi, dar părinții mei mă iubesc atât de mult, ce o să facă fără mine? Deci gândul părinților v-a oprit în Da, ultima secundă. da.
N-am mai vrut nici bătaie, nici înfometare, nici antrenamente, nimic, nimic, nimic. Deci cu cine erați? Cu Marilena și cu... Nu mai țin minte exact. Cu Marilena și cu Melita și cu sau Melita, cu Marilena probabil, și cu Rodica, dar am fost trei, mai țin minte. Era practic la puțin timp după ce veniserăți la Onești, da? Că dacă aveați 13 ani, la Onești ați venit pe la 12 ani jumătate, da. Deci deja probabil în prima jumătate de an petrecută asta la loc. Asta a fost după ce ne-am mutat la Deva. După Deva. Da. Okay. Nu mai țin minte exact cât am stat la Onești, cam un an de zile sau nici un an și după ne-am mutat la Deva. Și acolo s-a întâmplat treaba asta. Da. Bun, ne întoarcem la Fort Worth, da? Și avem faimosul exercițiu cu Sania cu zurgălăi de la sol. Haideți să-l vedem un pic, da? Și să încercăm să ne-l reamintim, să ne povestiți un pic despre exercițiul ăsta istoric, da? Epocal. O fetiță simpatică, da, cu codițe. Imaginea inocenței, da? Așa se pare. Nimeni nu știa ce e în spate, da? Exact. Ce a însemnat pentru dumneavoastră momentul ăsta, exercițiul ăsta și medalia asta? A însemnat că n-am făcut greșeli. Și am terminat și gata, atât. Mai mult medale de aur când mi-a pus-o în jurul gâtului, nici nu mai țin minte. Nu conta foarte mult pentru mine. O muncă enormă în spate pentru exercițiul ăsta, da? Sigur. Când revedeți imaginile astea, le revedeți cu mândrie, cu satisfacție, cu temere sau cu un alt sentiment? Știți cum este? Vă spun sinceră, acum de vreo un an de zile mi-am dat seama că totuși ce am făcut noi atunci a fost un mare lucru. Până atunci nu m-a interesat medalile mele, 40 de ani au fost în pod, în casa mea, într-o geantă. Acum vreo un an de zile le-am adus din pod și încă toți sunt în geantă. Nu, da. le aveți în America pe toate, da? Da, le-am în America pe toate, dar cred că acum, dacă mă duc înapoi, o să mă ocup de treaba asta, să pun într-o ramă ceva. Frumos, nu, da. Nu prea mult, că mie nu-mi plac lucrurile astea. Deci într-o ramă din asta mai adâncă, să fac un colaj, să zic. Bun, Moscova 1980, da, argint pe echipe, argint la paralele, paralele care au fost aparatul noastră preferat, nu? Paralelele au fost... Acolo mi s-a furat o medalie de aur. La Moscova? La Moscova, la paralele. Povestiți-ne, vă rog. Păi am intrat în finalele pe aparate cu prima notă, cu Max Signau, care a fost din... RDG. Din RDG și președinta Federației Internaționale de Gimnastică a fost doamna Ellen Berger, care a fost din RDG. Deci, un blat mai pe românește, da. Da, acum înțeleg că ea a vrut ca țara ei să învingă și ne-am dus la finale. Eu am făcut un exercițiu foarte bun, m-am lipit de saltele când am făcut coborârea și Max Dinau a făcut un exercițiu foarte bun, dar când a aterizat, o la vreo 2-3 pași la o parte. Și, no, destul de, greșeală destul de gravă, să spunem. Și când ne-am dus la premiere, eu am crezut că sunt pe locul întâi, că am așezat pe prima, a doua, a treia, da. Și când m-am ajuns la premieră, m-a chemat pe locul 2. Și atunci am văzut antrenorii că au început să fugă, pe lângă eu habar n-am avut ce se întâmplă, dar și după aia am aflat că... Mie nu mi-a zis mare lucru, că nu mi-a zis niciodată ce se întâmplă, dar în loc de locul 1 am ieșit pe locul 2. Sunt câteva elemente la paralele care vă poartă numele, dacă nu greșesc, nu? Trei elemente, da? Dar în zilele astea nu se mai fac elementele acelea, pentru că aparatele s-au schimbat atât de mult că nu mai există să se facă, nu se poate. Unul dintre ele cred că e celebra fază în care noastră veneați pe bară, da, și loveați cu abdomenul și vă întorceați. Da. Ăsta era unul dintre elemente, da? Da. Ați avut de suferit, că bănuiesc că toate șocurile alea lovind în permanență cu abdomenul în bară lăsa niște urme, modelul ăsta de exercițiu, toată nu? Toată lumea crede că o durut, dar acolo unde ne-am lovit noi de bară nu doare. Doar în 1983, când am fost la Universiada din Edmonton, la Canada, nu știu cum s-a întâmplat, paralele au fost un pic mai aproape și m-am lovit aici de burtă. Și mi-am făcut ruptură musculară acolo. Și am făcut și apendicită.
A trebuit să v-ați dus la spital, au fost cu probleme probabil, nu? Păi m-am dus la spital, tot am concurat la paralele, am luat o medalie de argint și după aia, după ce am terminat exercițiul, m-a așteptat salvarea și m-am dus direct la spital. Da, și la spital doctorii au zis că ar trebui să mă opereze, că e destul de grav. Și a venit, nu mai țin minte cine a fost cu noi, de la conducere, de la federație, și a zis că nu contează, nu trebuie, poate să reziste și până acasă. Fiindcă am pomenit numele lui Gheza Pojar, în interviu acordat recent pentru PlaySport, povestea el, printre altele, că Emilia Eberle era clienta preferată a cuplului Bela și Marta Carului, da? Fiindcă visau să o transforme pe Eberle într-o a doua Nadia, și bătăile administrate lui Emilia Eberle erau momente absolut crunte, inclusiv cu coaste rupte, adică... De unde știți asta? Povestită de Gheza Pojar, da? Da, mi-am rupt coastele la un antrenament, în partea dreaptă, dar eu n-am aflat numai de la asistenta noastră, de la Ioana, după ani de zile, că eu am avut coaste rupte. Dar am știut, m-am odurut de numai. Dar de la antrenament sau de la bătăi? Nu, asta a fost de la antrenament, că am căzut la paralele, pe partea dreaptă și m-a durut coasta, am căzut după bară și n-am putut să respir. Și a venit Bela, m-a luat de codițe și m-a ridicat sus pe paralele. Zice, no, dacă adună-te și fă exercițiu, pentru că dacă nu, mai e încă o bătaie. No, acum am vrut să-mi feresc partea dreaptă la coastă și am căzut pe partea stângă. Deci am avut două coaste rupte pe dreapta, una pe stânga. Dar niciodată nu ne-am oprit din antrenament. Deci noi am făcut antrenament cu dureri, cu rupturi, cu nu știu ce. Deci, care e cea mai, adică v-a rămas întipărit în minte vreo fază, vreun moment anume legat de violențele astea ale cuplului Caroli? Adică vreuna dintre bătăile astea administrate v-a rămas întipărită în mod special în minte? Pentru mine cel mai rău, pe mine m-a bătut aproape în fiecare zi, dar cel mai rău a fost că probabil Marilena v-a povestit. E foarte greu să spun în fața camerei, în fața tuturor oamenilor, când au putut o jumătate de oră până au făcut pe ea. Da, asta a povestit și Marilena. Și chiar în fața, eu mă pregăteam să fac săriturile și pe aia au bătut-o din momentul când au aterizat până au venit înapoi acolo de unde porneam noi. Și eu eram următoarea și tot o bătută și palme și o tras cu piciorul în fund. Și ultima oară eu tras un picior în fund că o zburat și o căzut în fața mea și o făcut pe ea. Și eu eram următoarea la săritură. Acum gândiți-vă cum să mă duc să sar eu, când știam că poate eu sunt următoarea care o să sufere. Deci nu neapărat bătăile care le-am luat eu și durerile, dar să văd un om pentru faimă să distrugă un copil, că noi am fost copii la vârsta aia. Da, și am rămas cu sechele. Îmi cer scuze. Vă doare și acum, adică corpul, aveți probleme de sănătate și în prezent? Da, sigur. Toate încheieturile, coloana mi este distrusă. Deci... Încerc să fac tratamente, dar mi-au spus doctorii că nu au absolut nimic de făcut. Deci coloana nu se mai poate repara nici cu operație, nici fără operație, nici cu tratament, cu nimica. Deci trebuie să am grijă, nu mă pot apleca nicăieri. Tot ce, dacă vreau să ridic ceva de jos, trebuie să mă duc jos înghemuit, că altfel nu se poate. Ați încercat să vă și operați? Ați avut nu, tentativ? Nu se poate face nu operație. Poate. Nu, la ce se întâmplă cu coloana mea, nu există operație care să facă coloana mai bună. Bun, dar asta probabil și de la exercițiile în sine, dar și de la tratamentele fizice, nu, care vi s-au aplicat, probabil, sunt consecințele astea. Păi cu coloana nu știu, dar de câte ori am căzut în cap. Am căzut de pe paralele, am zburat, că am avut mâinile pline cu sânge, dar n-am avut voie să ne plângem, să arătăm la antrenori. Am avut sânge în amândouă palmele și când m-am întors în jurul bării, când gravitatea corpului este cea mai mare, mi-a alunecat mâinile și am căzut așa pe cap, cu picioarele, de multe ori. Da, și de atunci pe o coloană normală n-ar trebui să se îndoie, așa cum s-a îndoit coloana noastră. Da, și s-a pus amprenta, deci, în timp. Da. Atunci când am fost noi copii, că am fost mușchiuloase și puternice și atunci încă nu. Dar acum, la vârsta asta, eu sunt, să spun, paradită, complet. Sunt riscuri medicale majore pe care vi le-au spus doctorii? Da, sigur. Păi acum cu coloana sunt îngrozită, că sunt...
Sunt anumite momente când mă pur și simplu mă prăbușesc, cad din picioare. Mie nu-mi place să mă duc la doctor. Dacă mă doare ceva, am suferit atâta că eu suport durerile și alea mari. Dar cu coloana, ce mi s-a întâmplat în ultimii ani, nu există. Nu suport durerile. Deci am ajuns acum 8 luni de zile, am fost în spital de 2 ori în 3 luni, m-am dus de urgență că nu m-am putut ridica în picioare. Că de obicei, dacă mă doare, mă dur spatele de mult. Pot să zic că mă plimb și, au, mă doare spatele, mă doare, dar durerea care am avut-o anul trecut, de anul trecut, așa ceva n-am simțit în viața mea. Când v-ați văzut peste ani, v-ați revăzut cu Bela și cu Marta Caroli și ați privit în ochi, i-ați spus vreodată toate suferințele astea când ați crescut, v-ați maturizat, ați avut vreodată vreo discuție cu ei de la un alt nivel decât de la sportivă la antrenor? Eu l-am văzut pe Bela odată, dacă mi-aduc minte bine, odată de când ne-am retras noi din gimnaziu, de când au fugit ei. O singură dată v-ați mai întâlnit? Da, în America am fost la un concurs să vedem fetele, că a fost un concurs mare și a zis că dacă tot e acolo lângă noi, hai să mă duc la 2 ore de Sacramento. Și l-am dus și mi-a zis că Bela e acolo. Am început să tremur, dar am avut și copilul atunci, am avut copil de 2 ani și jumătate. Și dacă mă credeți, dacă nu, mi-a zis ceva, hai să te duc să-l vezi pe Bela. Așa am început să tremur, zic, eu nu mă duc. Mi-a fost frică de el. V-a rămas temerea în sânge. Mi-a fost frică de el, mi-a venit toate amintirile așa într-o secundă. Mi-a trecut prin corp, prin cap. Da, și m-am dus acolo, l-am luat pe la micul cu mine și m-a văzut și zice, oh, Trudy, m-a îmbrățișat, m-a pupat, nu știu ce. Ca și cum totul a fost în regulă. Da, eu întotdeauna am fost așa mai rușinoasă și mi-a fost frică să nu zic ceva, să fie rău sau să deranjați, deci, da. Să-i deranjez și atunci am zis, no, eu, ce bine îmi pare să vă văd, dar tot tremuram. Sufletul vă spune altceva. Da. Și știam că nu mă mai poate atinge, înțelegeți? Deci este ceva care e foarte greu de explicat, ce am simțit în momentul ăla. Dacă l-ați vedea acum în ochi, dacă ar fi în fața noastră Bela Caroli și ar fi în fața noastră Marta Caroli, cu toate traumele astea din spate care încă vă apasă și încă vă frământă, ce le-ați spune dacă ar fi să aveți în fața lor un discurs sincer și dincolo de orice temeri, ce le-ați spune? Le-aș întreba un singur lucru. De ce a trebuit să mă bateți în halul ăla? Eu am fost un copil învățat de acasă, de părinți, de bunici, să ascultăm de părinți, de bunici, de oameni maturi. Deci eu am fost un copil care am respectat toate legile. Cu minte. Cu minte, foarte cu minte. Deci eu știu că și dacă nu m-ar fi bătut, dacă mi-ar fi cerut să fac ceea ce m-a cerut să fac în gimnastică, eu tot aș fi încercat. Deci, o singură întrebare așa, de ce în halul ăla? Ce credeți că v-ar răspunde? Habar n-am. Ar avea curaj să se uite în ochii noastră, din câte îl știți? Probabil, cu zâmbătul pe buze, probabil, dar cred că un lucru care mi-ar spune, păi atunci așa au fost vremurile. Pentru faimă, orice. Deci eu nu cred că neapărat o pornit de la ei, că o pornit de undeva de mai sus, că și ei au avut presiune pe ei. Deci acum s-au așteptat când a început Nadia cu început să câștige concursurile astea mai mari, pentru prima dată România, de fapt, a fost așa mare lucru, nu? Și acum cred că presiunea a fost foarte mare pe antrenori și dacă nu ar fi făcut față cu rezultate, cu nu știu ce, probabil că zburau și, da bine, acum nu zic că și ei au fost nevinovați, că nu a fost nimeni în sală să vadă cum ne-au bătut, dar puteau să încerce și cu vorbă bună. Eu cu vorbă bună pot să fac orice. Eu așa antrenez copiii mei acum la Sacramento. Ați avut tentația vreodată să aplicați copiilor, poate în prima parte a carierei, să aplicați copiilor tratamente similare cu cele pe care le-ați suferit dumneavoastră din partea soților Caroli? Niciodată. Vă întreb, fiindcă Marilena Perețeanu povestea că la începutul carierei, având în spate tot acest trecut, a avut momente în care avea o relație destul de aspră așa cu copiii, dar s-a resetat imediat. La dumneavoastră n-a fost cazul. Nu.
Și am antrenat, am antrenat fetele aici în Arad, cred că 3 ani de zile înainte de a fugi, dar niciodată nu m-am gândit. N-ați ridicat mâna? Nu, nici vocea, nici mâna, că nu... Cât am suferit eu, am zis că de ce trebuie un copil să... De ce este, cu ce este copilul ăla vinovat? Că vrea să facă gimnastică. Și n-am avut niciodată aspirație să antrenez un copil până la olimpiadă, până la mondiale, pentru că știu cu ce preț trebuie să fie. Deci să renunțe la toată copilăria, să aibă grijă să nu se îngrașe, să înfometeze. Eu nu pot să fac așa ceva cu copii. Deci acum și în America, când antrenez copii, le pregătesc pentru concursuri, dar mai mult psihic le antrenez. Înțelege? Să nu le fie frică, să nu... Nu le spun la niciuna dintre fete, nu mănâncă, sau încerc să le dau exemplu bun când mâncăm împreună în sala, că avem 15 minute în fiecare zi când au ceva, aduc de acasă ceva de ciugulit, am vorbit cu părinții, bine că e pentru sănătatea lor, nu numai pentru să fie gimnaste. Da. Și ne așezăm împreună și de fiecare dată, majoritatea timpului, văd că totul mâncare, aduc mâncare sănătoasă. Deci nu mănâncă la ciocolată. Când vine iepurașul, mergem la sală, le cumpăr ciocolată, le ascund. Deci da, lucruri le simpatice, mai dau și da. Eu câteodată, le mai duc, că le place. Am locuri, de exemplu, la capătul de bână cam sunt 2 capace și după o vreme mai cad capacele. Și acum vreo 2 ani de zile m-am gândit, zic, ce să fac să le fac și mai fericite, știi, că să le fac surpriză. Și am scris la capăt pe bârnă că e mailbox, deci cutia poștală, pe engleză. Da. Și vin copii la sală și zice, Trude, zice, de ce-ai scris tu, ce-i cu cutia asta poștală? Zic, ai cutia mea poștală secretă. Și bârna, înăuntru bârna e goală, deci e făcută din aluminiu și da. E acoperită. Și acolo mai băgați tot felul de cadouri. Da, și l-am cumpărat ascuțitoare și... Da, tot felul de mici cadouri, atenție, da. Da. Păi sunt mulți copii acum, nu pot să le cumpăr nu știu ce. Și a zis, zic că, uite, o venit, ați primit, cred că ați primit ceva în cutia mea poștală, s-au dus toate, o deschis, vai de capul meu. Ce bucurie, da. Bucăți de ciocolată. Și de atunci, tot mă întreabă, vin la sală, zice, Trudy, avem ceva în cutia poștală. Păi zic, eu nu știu, păi uită-te că, nu, eu știi că vine poștașul și spune acolo pentru tine sau pentru voi. E bine. Deci, nu, golul meu nu este să antrenez copii să meargă la mondiale. Dacă este să fie, o să se întâmple și așa. Dar nu le forțez. Foamea a făcut îngrozitor, nu? Adică ați suferit groaznic. Păi v-am spus, de-aia m-am dus în Statele Unite. Eu am fugit în Statele Unite să-mi ajut părinții cu mâncare și cu ce nu s-a găsit în România și să pot să mănânc prăjituri, ciocolată și să drink, să beau Pepsi până-i lumea. Ați ajuns și la psiholog la un moment dat? Păi am avut un interviu în 2008. Am dat un interviu în America după ce o gimnastă originală din familie din România, care a fost în Texas, Dominic Moceanu, a dat un interviu și a zis cât a fost de dure antrenorii. Apoi acum cu ea a fost româncă, vă dați seama că părinții au zis, păi Bela, fă ce vrei cu fiica noastră, da, numai da. Să fie campioană da, olimpică. Da, da. Na, și atunci am văzut interviul și am văzut că m-am uitat și m-am încremenit. Zic, Doamne, dar cum are fata asta curajul să zică că a luat o martă de cap și i-a dat cu capul de telefon și sună pe taică-to să vină să te bată că ești nesimțită și leneșă și nenorocită și de toate. Și atunci a venit televiziunea din America și a vrut să-mi ia un interviu și o săptămână de zile am zis că nu există, că dacă credeți, dacă nu mi-a fost frică să vorbesc. Am început să plâng, am început să tremur și când în final domnul Gheza m-a convins că e ok acum, că nu mai sunt gimnastă, că nimeni nu mă poate bate sau înfometa. Și am zis, bine, și am sunat de ăștia de la televiziune și am zis, bine, uite, m-am hotărât să vă dau un interviu, dar zic, nu la sală, la sală nu, veniți la mine acasă. Na, și-a venit la mine acasă, a făcut interviu 5 ore. Am plâns 5 ore, pentru că m-am dus înapoi în timp. Am fost iară copila aia care
un copil bun, un copil bun care niciodată nu a înțeles de ce am ajuns să fiu bătută și înfometată în halul ăla. Că eu aș fi făcut treabă și fără aceste lucruri. Și interviul ăsta a fost făcut interviu, cred că în august și numai prin sfârșitul lunii octombrie sau așa ceva au dat, o arătat. S-a difuzat, da. Când mi-au zis că uite, mâine o să-ți fie interviu, că în America zicea, oh, tu de mâine o să-ți fie interviu la televizor. M-am dus în depresie. O să noroc că numai o săptămână. Dar am slăbit 7 kg într-o săptămână, n-am putut să dorm, n-am mâncat, n-am băut, am... Mă rog, da, apăsarea momentului. Am crezut că n-o să mai ies din treaba asta. Și după ce o dat, eu n-am văzut, eu interviul meu nu l-am văzut niciodată la televizor, nici în viața mea n-o să mă uit. Și când oamenii întotdeauna o știu, tot timpul m-au întrebat, de ce n-ați zâmbit, special ăștia din America, zice, măi, dar voi gimnastelor, zice, niciodată n-ați zâmbit. Așa, eu l-am spus, zic, mă, că n-am avut voie să ne uităm la nimeni, tot cu capul jos, să ne vedem de treaba noastră și am zis că... Dezumanizate cumva. Da. Și sunt acum, și în zilele astea, acum mă duc la concursuri cu fetele, concursuri mai mari, unde vin din toată țara și vin fete care au fost în aceeași etapă cu noi, din Mexico, din Germania, din... și îmi zice, ai, tu zici, ce bine îmi pare să te văd după atâția ani. Și mă uit la ele și zic, păi nu te supăra, dar nu știu cine ești. Așa mi-e rușine, că mi-e rușine. Da. Și zice, păi nu mai ții minte că am concurat împreună și zic, na, pot să-ți spun ceva. Și răspund la toți aceeași poveste. Noi niciodată n-am avut voie să ridicăm capul, să ne uităm la altceva cum concurează, că să fim în focus acolo. Da. Și acum toată lumea știe deja de ce nu recunosc eu oamenii care au fost. Dar acum deja sunt foarte mulți care deja ne-am reîntâlnit, acum ne cunoaștem, ținem legătura.